Guvernul renunță la așa-numita taxă pe soare. Aceasta urma să se aplice din 2026 celor care produc energie electrică prin panouri fotovoltaice. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Sebastian Burduja în ședința de guvern. Așa cum am promis, am propus abrogarea posibilității impunerii acelei taxe pe soare abrogarea articolului care din 2026 ar fi dat eventual la NR posibilitatea să impună o taxă asupra prosumatorilor. Încurajăm fenomenul prosumatorilor. Sunt astăzi peste 120.000 de prosumatori în România cu o putere instalată de peste 1500 de megavați. Așa numită taxă pe soare a fost adoptată de guvern în 2022 fiind vorba de preluarea unei directive europene. Taxa urma să se aplice din decembrie 2026 doar dacă puterea totală a prosumatorilor depășea 8% din totalul capacităților de producere a energiei din România. Ministrul Burduja a promis că va renunța la taxă, dar așteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene pe acest subiect pentru a evita o eventuală sancționare a României.